O să postez. Hai, salutare și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal, mai bine la un nou challenge. Suntem aici alături de Cosmin X, găsiți primul salutare, link din descriere acolo. Vă rog foarte mult să vă abonați și să facă și el cât mai repede 1000 de abonați și să îi apăsați butonul de like la toate videoclipurile, băi. O să posteze și el. Hai că l-am scăpat și pe asta. O să posteze și el un vlog super, super tare când o să lovească diferite chestii cu, nu zic cu ce, o să vedeți la el acolo, așa că intrați la el pe canal, primul link din descriere v-am spus. Dați-ne un follow și pe Instagram, îl găsiți tot acolo jos în descriere și să înceapă nebunia. Trebuie să punem elastice pe acest pepene până explodează și bomba de la Hiroshima. Voi știți ce facem aici? O să fie noua bomba asta din Beirut. Bomba din Brăila, că în Brăila filmăm. Bomba din Brăila, ia asta. Deci gata. Deci e mare nebunie pe pepene. Nu uitați să rupeți acolo butonașul de like și de subscribe, să distribuiți videoclipul, să vadă cât mai mulți oameni și să postați în secțiunea de comentarii idei de noi challenge-uri. Bă, hai să începem, o să spune cam câte elastice crezi că o să avem nevoie? Bă, nu știu, noi avem, să zic, aproximativ 600 de elastice, n-am luat mai multe. Acum, tricou de schimb, dați să ne luat. Am luat și un tricou. O să ne facem varză, cred. Am luat tricou, pantalon ce-i drept nu mi-am luat, dar tricou mi-am luat. Bine, mă duc acasă și mă schimb, nu-i problema. Hai să dăm chiar de pe mâșcă. Ne-am apucat de desfăcut toate elasticele, să le punem jos, să ne fie treaba mult mai ușoară. Oh, dar nu sunt așa mult. Aparent nu sunt așa multe, dar voi sper să meargă. Dacă nu merge oricum, îl luăm și îl aruncăm de pereți pe aici, facem nebunie, mai ales după facem curat, ca asta e regula numărul 1. Da, corect. Ne-am gândit și la un challenge, dar trebuie să ne ajutați și voi. Ideea este în felul următor. Noi o să punem multe elastice până când este aproape să explodeze pepenele. În cazul în care explodează pepenele la mine sau la el, în momentul în care pune elasticul, cel în mâna căruia a explodat va fi pierzător și va trebui să facă challenge-ul pe care voi îl scrieți în comentarii. Ne dați un challenge și îl facem împreună, dar cel care va pierde, adică el, o să aibă de suferit. De-abia aștept, să vedem cum e. Hai să dăm măcar. O să-l ținem noi vertical, așa? Îl ținem noi așa? O să-l ținem noi așa și începem să punem. Hai. Punem pe rând, punem câteva așa, câte putem lua în mână. Okay. Nu vreau. Hai că nu e așa ușor pe tine, vedeam, dar... Una, ne trage. S-a rupt unul. Ne trage și așa. Mare fel. Ajută-mă! Gata. Primul e pus. Gata, deja crapă, l-am auzit. Hai că n-am auzit dacă e. Hai, bag. O să-mi trage astea. Multe așa, nu? Da. Cred că sunt cam multe. Ia. No, mai puține. Nu e combinație. Asta e că ele sunt puternice, dacă sunt multe puse grămadă. Da. Vreau să explodez la câteva? Hai că punem 3 și am buit. La 3-4 elastice, gata. Auzi, știi care e faza? Mai bine punem la început. Hai că am pus. Mai bine punem la început mai multe, așa, gen pui-te până nu mai pot și pune până nu mai pot. Da. Și după la sfârșit punem. Dar trebuie puse toate într-un loc, știi, ca să... Da, greu, că pepenele ăsta e rotund, bă, n-am putut să iau un pepene mai așa cu așa. Da, da, cred că așa se pune mai multă presiune pe el și o să bubuie mai repede, cred. Bă, mă gândesc și acum, nu știu ce să zic. Să sperăm că o să fie și bun. Mamă, n-am mâncat pepene deloc. Hai că mănânci de ăsta bubuit. Hai că mănânci de pepene bubuit. Punem 3, zboară 4. Da, e bine, da. E forță rău de tot, ce să zic. Ia. Trage și tu pe margine acolo. Aici ok? Ați, Johnule! Înoată în cheluț. Da, hai că înoată în cheluț, îmi lac sărat aici. Hai că înoată în pepe. Așa. Hai, salut! Salut! Ziua. După experiment, sper că... Curățam. Ai șansi, are șansi, ia? Bă, nu știu, că avem cam puține, succes! Mersi, mersi! Hai că ne luăm și poliția! Da, hai că e bine dacă e. Rip videoclip! Nici nu era să ne luăm mare amendă. Mare amendă. Deja avem tipul de pus. Da. Le-a prins poliția că spărgea pepe. Suntem spărgători de pepe, nu de bănci. Da.
Bă, ne-a prins poliția, mă, era aici lângă noi, ne pândea. Am zis, gata, e. Aia e, mare amendă. Ne trezim și noi la, nu te supăra pe mine. Da. Criminalii internetului lovesc din nou. Au spart pebelele într-o parcare. Mă, mă dor picioarele, nu mai pot, deci mă dor tălpile, așa cum stau aplecat aici. Da, dar mă gândesc că dacă e aici unde să faci el rotund, hai să încercăm. Hai să crăpa, bă! Ia! Iată! Bă! Mamă! Mamă, avem prima crăpătură! Fiți atenți, zici, mă, trebuie să explodeze! Poate mai aproape să se vadă! Uite-l, bă, cum e! Unde-i, mă? Ia uite-l! Mama, încep să-mi curgă pe mână, pe peste tot! Deci, suntem pe drumul cel bun, înseamnă! Acum eu zic că e momentul să punem pe rând. Să vedem la cine face cel mai urât. Hai, tu primul! Eu mă dau mai așa! Hai să încercăm cu câte trei, da? Ca să facem challenge-ul mai greu. Da, păi nu punem câte unul, da. Ceva, ceva schimbare? Da, da. Nu? Da. Ia. Una, două, trei. Ia. Bagă degetul. Păi, așa. Opa. E cam frică, sincer. Opa. Oh, ce m-a speriat. Hai că nici nu s-au rupt două. Hai că s-au rupt două din ele.
Astea sunt ultimele, ia să vedem. Asta e a ta, oricum. N-am cum să mai pierd. Sau ba da. La piatră fac că hârtie. Ok. Băi, s-a făcut rău. Da, s-a făcut rău de tot. S-au dus și astea. Hai dacă explodează. Mamă, mamă, dar stai așa, mai. Dacă explodează, mi-e frică. Ia, ok, hai să facem piatră foarte hârtie. Hai să facem mai greu de asta. Deci, 1, 2, 3 și, da? Hai. 1, 2, 3 și. Te-am bătut. Oh, mai pierd. Ok, hai. Deci, nu trebuie să-l arunci, nu? Să-l arunc, să-l sparg, asta e. Am câștigat oricum, băieți. Provocare pentru el. Așa că trebuie... Uite, aruncă un pic în sus să cadă. Nu, doar așa. Da, stai un pic, stai un pic să... O cameră, cum avem o cameră acolo. Să filmăm și cu asta. Da. Bă, mi-e cam frică, sincer. O să mă apăs un pic pe el și dacă explodează, aia e. Poate cad în gură. Și rup dinții pe aici. 1. Stai să fim jos. 2. Haide. Haide. N-a vrut, mamă, ce mi-e frică, mă. Mă bune că mi-e frică. Ok, o să-l arunc de la distanța asta și o să fug. N-a făcut nimic. Na. Bă, ba, da, s-a mai... S-a auzit așa. Da, olă. Wow. Mama, am omorât pepenele, bă. Hai, aruncă mai de sus. L-am omorât. Mai de sus. 1, 2, 3, 5. Nu vrea mă să explodeze, nu pot să cred. Nu pot să cred că nu vrea să explodeze. Deci uitați-vă cum arată și nu vrea să explodeze. Nu cred că mai explodează asta vreodată. Aruncă. I-am dat drumul aici și am plecat, tata. Și? Gata. Ăla e. Ăla e. S-a dus. A murit pepenul. Ba da, aici parcă tot nu strânge suficient, nu știu care e faza. Hai să-l arunc și o dată. Ia, încearcă și tu o dată. 1, 2, 3 și... Deci uitați-vă puțin cum s-a strâns aici, bă! No, deci e prea tare! E foarte rău de tot! Deci cam asta a fost vlogul cu peperele, nu uitați de un mare like, un mare share și un mare subscribe! Ne-am făcut varză astăzi. Ne-am făcut varză, ne-am făcut praf, suntem fai de capul nostru. Uitați să scrieți acolo în comentarii ideea de provocare. Provocarea pentru mine, provocarea cea mai votată cu cele mai multe like-uri din comentarii, o voi face împreună cu Cosmin, dacă nu singur, să vedem ce scrieți voi acolo. Și până data viitoare, v-am salutat, tigrișorilor, de la o parte, că-ți bubuie de toată! Pa, 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 pa!